onorat cort profesional. Dacă pe parcursul anului 3 de studiu am încercat să vă conștientizez asupra importanței studierii dreptului penal, arătând că este o ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice stabilite de puterea legislativă, care stabilesc în ce condiții anumite fapte sunt infracțiuni, pedepsele care se dau pentru aceste infracțiuni, alte măsuri pe care le dispun instanțele de judecată împotriva celor care au săvârșit infracțiunile, în scopul apărării celor mai importante valori sociale ale statului de drept, astăzi voi încerca să mă rezum doar la câteva concluzii, sugestii, sfaturi, încercând să pun la inima fiecăruia dintre dumneavoastră câteva teme de reflecție. După 4 ani de zile, în care ați depus eforturi și nu puține, iată-ne astăzi la această frumoasă festivitate și sala se pare că este neîncăpătoare. Ați depus eforturi atât dumneavoastră, cât și membrii familiilor, pentru ca astăzi să puteți afirma cu tărie că sunteți absolvenți ai Facultății de Drept. Așa este, este un mare adevăr și vă felicit în numele întregului corp profesoral. Ați acumulat noțiuni, concepte, teorii, un important volum de informații, fiind capabil să abordați astăzi diverse domenii ale vieții sociale. Dar aș dori să vă avertizez că etapa de pregătire nu s-a încheiat aici. Va trebui să continuați să vă pregătiți, să urmați, așa cum vi s-a spus, masteratul și, de ce nu, școala doctorală, iar unii dintre dumneavoastră cu siguranță veți continua să vă pregătiți pentru a da examen de admitere la Institutul Național al Magistraturii. Și de asemenea vă atenționez și vă avertizez că nu va fi deloc simplu și nu va fi deloc ușor. Dar, pentru că toți suntem aici, aș vrea, cum de altfel am făcut-o și pe parcursul anului universitar, să vă ancorez în realitate și împreună cu dumneavoastră să facem o analiză pertinentă, succintă, a învățământului juridic românesc, doar pentru a vă conștientiza asupra nevoii de pregătire în continuare. Voi exprima un punct de vedere personal cu privire la învățământul juridic românesc și voi încerca să nu enunț principii generale, ci doar să cobor cât mai adânc în detalii.